Inima însorită nouă tuturor! Petra Ciortan sunt și răspund cu recunoștință invitației editurii Herald de a-l elogia pe Ellen Watts, ce prin cărțile și conferințele sale ne-a hrănit pe foarte mulți dintre noi, oferindu-ne deopotrivă accesul la o justă înțelegere a spiritualității Orientului, dar și la un mod propriu, revoluționar și plin de înțelepciune de a vedea și onora existența ca întreg. Mulțumim, Ellen Watts, pentru tot! Fragmentul ales spre lectură este din cartea Un guru în Academie, capitolul Adorația religioasă prin sacrament și tăcere. Să procedem, dar nu pot vorbi despre adorația religioasă decât dacă mai întâi vă dau câteva indicii despre propriul meu punct de vedere asupra acestui subiect. Vreau să fiu sincer cu voi, astfel încât să nu existe nicio neînțelegere. Nu aparțin niciunei denominații religioase, nu am nicio etichetă religioasă, deoarece în zilele noastre, când știm atât de multe despre diferite perspective religioase din toată lumea, consider că nu este inteligent să te dedici unei anumite denominații. Aceasta este o idee preconcepută. Este ca și cum ai spune că te dedici unui anumit punct de vedere înaintea oricărei noi descoperiri, înaintea oricăror cunoștințe care s-ar putea să apară. Pentru mine, esența încrederii, faith, constă în a fi cu mintea deschisă. Aș spune că există un contrast fundamental între credință, belief, pe de-o parte și încredere, faith, pe de-altă. Termenul credință, belief, provine din rădăcina anglosaxonă live, care înseamnă a dori. Conform definiției mele, un credincios este cineva care speră cu pasiune că natura universului este așa și așa. Prin urmare, el este dedicat. El folosește religia ca pe ceva de care să se agațe. Iar când folosești religia ca pe ceva de care să te agăți, atitudinea ta este diametral opusă încrederii, faith. De exemplu, când ești aruncat în apă și trebuie să înveți să înnoți, ultimul lucru pe care trebuie să-l faci este să te ții de apă, încercând să stai la suprafață în același fel în care încerci să te sprijini pe uscat. Demersul specific încrederii seamănă foarte mult cu momentul când ești aruncat în apă, deoarece realizezi brusc că nu știi. Plutești într-un univers enorm și, sincer, nu știi care este natura vieții. Prin urmare, ești nevoit să acționezi ca un notător, să te lași în voia apei. Aș spune că încrederea înseamnă să ai mintea deschisă pentru a accepta faptele sau adevărurile, oricum s-ar dovedi că sunt ele. Așadar, din punctul meu de vedere, religia nu este o doctrină în care să crezi, ea este o experiență. Cu alte cuvinte, ea este o experiență în același sens în care a fi viu este o experiență, a te îndrăgosti este o experiență, a fi înfricoșat, fericit sau mai știu eu cum este o experiență. Deci pentru mine încrederea, faith sau cunoașterea religioasă este acea modificare ce survine în conștiință, de fapt în ființă ca întreg, imediat ce adopți față de viață o atitudine care este în mod fundamental una de abandon. În budism, de exemplu, cea mai înaltă stare de conștiință este numită nirvana și multă lume crede că termenul desemnează nimicul, anihilarea. În sanscrită, cuvântul înseamnă expir. Deși respirația este viață, dacă ții respirația, începi să o pierzi. Vedeți? Astfel, cel care își va salva viața, respirația și va pierde. Dar cel care își va pierde viața o va afla. Lasă aerul să se ducă. Dă-i drumul lui Dumnezeu. Într-un anumit sens, și nu vreau să credeți că sunt o persoană nereligioasă, există două moduri de a fi nereligios. Unul superior și altul inferior. Toți cunoaștem irreligiozitatea inferioară, când omului pur și simplu nu-i pasă de aceste lucruri. Irreligiozitatea superioară ar putea fi numit ateism în numele lui Dumnezeu. Pe vremuri, în teologia creștină exista un termen tehnic pentru așa ceva, deși nimeni nu-și mai amintește de el. Acest termen tehnic este teologia apofatică sau via negativă. Iar marele ei susținător era un sfânt cunoscut sub numele de Dionisie Areopagitul. Ideea de bază era că dintre toți idolii, cei mai periculoși nu sunt cei făcuți din lemn și piatră, ci idolii plăzmuiți de imaginație și gândire. În consecință, toate ideile și toate concepțiile despre Dumnezeu care sunt fixe, precise și explicite sunt niște idoli.
Omul cu adevărat religios trebuie să fie cel care își zdrobește proprii idoli. Omul care, pentru a mă exprima altfel, răzuiește de pe fereastră imaginele soarelui și ale cerului ce au fost pictate pe sticlă. El pare să distrugă ceva, dar de fapt el lasă să intre lumina adevărată. Așadar, în filozofia mea, toate concepțiile despre Dumnezeu de care se agață oamenii căutând siguranța spirituală sunt cele mai mari piedici în calea încrederii, faith și a cunoașterii religioase, iar cel mai bine ar fi să ne debarasăm de ele. Magistral! Magistral! Sunt onorat! Viață minunată nouă tuturor!